Salut, suntem împreună la această masă rotundă de data aceasta să dezbatem următorul subiect. Dacă este viabilă ideea, dacă este o idee bună ca vârsta de devot și legal să scadă la 16 ani. Cine este pentru și cine este contra înainte de dezbatere? Cine consideră că este o idee bună ca vârsta minimă agreată și consfințită legal să se voteze, să fie 16 ani. Ridică mâna. Mă, opiniile voastre. Da, mă gând... Cine este pentru? Zice că da. Pentru. Cine este contra? Bun. Acestea sunt părerile noastre, opiniile noastre personale. Acum, pentru că este o dezbatere, propun să facem următorul lucru. Ce jumătate ia partea de argumentare contra și ce jumătate a mesei de argumentare pro? Hai! Contra? Și voi pro? Da. Ok. Da. Alexandra, rămâi cu mine pe partea de echilibrare a discuției. Bine? Începem? Ok. De ce este o problemă delicată scăderea vârstei de votare la 16 ani? Vă rog. Păi, în primul rând, e o problemă delicată, dacă vorbim despre spațiul acesta, care poate o da Danubianu Ponti, cum mi se spune, din cauza faptului, în general, problema votului și, în general, problema apatiei, într-un mod general, și cum putem să particularizăm mai mult pe o categorie aceasta a tinerilor, acum cei 2 ani în minus. Deci tu vezi că ar fi o problemă pe spațiul nostru. Vorbesc pe ideea că, în principiu, cifrele cele mai mari de apatie, în general, sunt mai cât vârsta scade. Deci tu nu ai încredere, practic, în maturizarea electoratului și a publicului român stânăr? Nu e vorba de maturitate, pentru că nu mi se pare că problema vine de aici, din electorat. Problema e la partea cealaltă, de capătul celălalt al șampilei. Pe cine? Pentru că apatia asta nu are în spate o... Nu are în spate lipsa de maturitate, ci are în spate lipsa calității, exact, asta calității persoanelor. De ce este o idee delicată această opțiune? Și după aceea dezbatem. Eu aș începe, nu e eu aș începe, într-adevăr, este o chestiune delicată, pentru că pot să cad de acord cu tine aici. Într-adevăr, în spațiul Danubianu, Carpatul Danubianu Pontic, chestiunea votului este un lucru care a rămas și va rămâne un lucru delicat. Așadar, putem cădea cu toții de acord că votul implică un anumit nivel de maturitate și că trebuie să, în teorie, să ai un anumit nivel de maturitate pentru a vota, și delicatețea acestui subiect, deci o exprimare cam amuzantă, vine din faptul că această maturitate, cum definim această maturitate, este un lucru foarte, foarte complicat. Și cu atât mai complicat cu cât te duci spre spațiile postcomuniste, pentru că am impresia că majoritatea populației, majoritatea indivizilor care trăiesc în spațiile postcomuniste au probleme, în primul rând, cu sinele și cu ce le definește propria persoană, așadar cu maturitatea și ce înseamnă aceasta. Și de aceea am văzut și putem observa că și în... să zicem, în demograficul mai vârstnic al acestor țări, mereu a existat o paranoie față de generația mai tânără, ce este extrasă tocmai din lipsa lor de... O teamă sau un scepticism. Pentru societatea românească. Și totuși ar trebui să fim totuși de acord că această maturitate nu ține neapărat de vârstă. Este o chestiune delicată, în primul rând, pentru că noi tindem să dorim să adoptăm cât mai mult stilul occidental de dezvoltare, ca dovadă și noul sistem de învățământ care s-a supus unei reforme. Da. Culmea, nu ne supunem unor reforme în ceea ce privește votul.
Spre exemplu, în Austria, acolo unde limita votului este de la 16 ani, din 2007, din da? 2007, da? Iată, din 2007, noi vrem educație ca în afară, dar nu facem educație politică ca în afară. Corect. Am înțeles. Ne oprim aici, o să discutăm, îl am pe listă cazul Austriei cu tot ce presupune. Te rog, Alexandra, de ce e chestiune delicată scăderea vârstei? Consider că la nivel rațional, ca da, să zic așa, natura umană nu dorește să accepte faptul că necesită o implicare, adică votul, cum ai spus și tu, dar la capătul ștampilei trebuie să cunoști persoana pe care o votezi, trebuie să îi afli calitățile și de cele mai multe ori implicarea asta a votantului este absentă, adică avem exemple și la nivel de... Și ăsta este un argument care să subțieze posibilitatea ca cei de 16 ani să voteze? Asta exact, vrei să spui că... Exact. Din punctul meu de vedere, vârsta nu ar trebui scăzută la 16 ani, deoarece, în primul rând, majoritatea tinerilor din ziua de astăzi nu sunt interesați de politică, chiar și mai mult la 16 ani, nici cei de 18 ani nu sunt interesați de multe ori, iar nu există nici persoane bune de ales, iar unele persoane care nu au idee, nu au habar despre ce este vorba, cine sunt acele persoane pe care le votează, pot vota pe cineva greșit și după aceea țara se poate duce într-o direcție nedorită. Ea fiind acum într-o direcție foarte bună. Mai rea decât e acum. Mai rea. Nu mai puțin, spune. Exact cum ați completat, țara noastră se duce într-o direcție foarte proastă și consider că asta se întâmplă strict pentru că tinerii care ar trebui să aibă puterea de a schimba ceva, că noi practic suntem viitorul, nu au educația necesară pentru a face așa ceva, pentru că vrem să schimbăm viitorul, dar nu schimbăm prezentul. Adică ne punem niște ținte din astea, cum a spus și Miruna, să ajungem la un anumit nivel cum sunt în celelalte țări, numai că noi ne păstrăm ideile și principiile de acum 50 de ani. Bun. Și de asta consider că este o temă delicată și votul în general în România este o temă delicată pentru că fie nu există interes, fie nu există suficientă educație. Adică sunt și oameni funcționali care lucrează și care sunt maturi, au familie, dar care nu au discernământul de a vota pe propriile lor principii și propriile idei. Votează cum face după majoritate. Te rog. Din punctul meu de vedere este o chestie destul de delicată, pentru că la 16 ani noi suntem încă în proces de formare, noi ca personalitate. Și trebuie să parcurgem o anumită perioadă ca să ne putem dezvolta pe orice plan pentru a ajunge la produsul finit. Adică un om matur care este dispus să facă o alegere, să-și o susțină și să aibă anumite cunoștințe. Noi la vârsta de 16 ani, bine, nu mai avem unii 16 ani, tindem să ne focusăm pe alte domenii. De exemplu, nu știu, chestii de modă, muzică. Adică preferințe personale, căutarea identității în ceea ce îți place să faci în viață, corect? Exact, da. Bun. Iar noi, pur și simplu ca țară, cum a spus și Nicol și cum s-a mai spus la masă, suntem îngropați în mentalitatea de acum foarte mulți ani și nu putem să ne... Noi ne dorim să ne dezvoltăm foarte mult, să schimbăm lucruri, dar pur și simplu principiile au rămas din moș în strămoș. Bun. Ia spune, care e părerea ta? E bine, votul nostru, cum a zis și Nicol, este viitorul nostru. Mie mi se pare foarte greu ca un tânăr să aibă discernământul, să realizeze importanța acestui vot, mai ales educația ca să realizeze importanța acestui vot. Educația fiind un subiect foarte sensibil în România, consider că cumva își trage această sensibilitate din subiectul educației. Te rog să îmi spui înainte de lansarea dezbaterii, ți se pare că cei care votează acum au maturitatea și discernământul să o facă, chiar dacă sunt de 18, 20, 30, 50, 60 de ani, 80, 100? Consider că nu în totalitate.
Da. Bun. Te rog. Mai ales lui Dragoș. Definește-mi votul greșit. Ce înseamnă pentru tine un vot greșit? Pentru că eu consider că atâta timp cât și maturitatea asta, în primul rând, ce înseamnă, cum vreți voi maturitatea asta, în primul rând, și în al doilea rând, ce fel de educație am nevoie? Pentru că schimbările astea oricum trebuie făcute într-adevăr, cum au zis, și e organic, în primul rând, și în al doilea rând, există vot greșit? Depinde acum de... Pentru că pentru mine poate fi vot greșit că tu ai votat cu partidul, că eu am votat cu guvernul și tu ai votat cu opoziția. Da, e greșit. Tu gândești complet greșit pentru că nu știi, pentru că votezi cu un alt partid decât ăla pe care îl vreau eu. Dar în esență, votul tău nu e greșit, pentru că tu crezi în ideile opoziției, în timp ce eu cred în cele ale, ale unui partid care a ajuns la... Și tot așa, adică cum definești tu și cum vezi tu un vot greșit? Trebuie să recunosc că această afirmație a fost mai mult o opinie, a fost mai mult bazată pe probabil opinie. Probabil te-ai referit mai mult la calitatea persoanelor care sunt atât în opoziție cât și la putere, da, în spectrul politic. Da, da. Cred că așa, eu așa am interpretat. Da, dar și momentan cam orice vot este greșit. Împreună inspirăm tinerii din România.